Acum pot să cobor această aplicație pe telefon? Da, după ce te înregistrezi, da, la cu linkul de referal de la cine îți dă. Bine? Deci persoanele respective, cum era? Deci la tine e pe rețeaua la Miha, da? Deci nu Miha, pardon, la E pe Camelia. rețeaua Noricăi. Graziela. Așa, Camelia a distribuit Graziela, link-ul ei la direcției, direcției în mod normal la direcții lor și așa mai departe. Și dacă deja au persoane respective, îți vor trimite. Doar un pic răbdare, nu-i neapărat să un facem picuț de asta. răbdare. Așa. Ceilalți, în paralel, dacă aveți deja link-urile, puteți să începeți să folosiți ce vedem aici, da? Deci, CryptoTabul Lite, Lite, a fost descărcat pe Google Play. Și acum avem opțiunea, hai să vedem, coboară mai jos, mai sus, aici se arată cum să folosești browserul. Dă-i next. Și aici este un pic de un fel de ghid. Dar uitați-vă și aici, vă arată cum este rețeaua pe 10 niveluri în adâncime. Foarte tare. 1, 2, 3, 4, 5, bun, trebuie să intri în detalii, să apeși, să vezi. Foarte, foarte tare. Next. Propria rețea de minaj, da? Aici îți face reclamă la Cloud Boost-ul lor în care poți să ai putere de minare până la 60. Zicem, da, e pe bani, deci nu recomandăm în prima fază, mai întâi trebuie să vedem noi cum merge așa, apoi depinde, dar deși așa, browser apps, coboară mai departe, mai. Ok, finish. Aici îți dă opțiunea ca să dai CryptoTab browser să-ți fie folosit de la ei. Tabu, să nu folosești grum. Și puteai să dai set by default dacă voiai sau dacă nu, lăsai direct mai departe. Finish. Bun. Apasă unde scrie CryptoTab Dashboard. Cu negru, ai acolo. Așa. Ok. Login cu Google. Da? Deci același cont care tu deja l-ai, tu poți să minezi și pe telefon. Pe lângă calculator. Nu ai calculator, folosești doar pe telefon. Te asiguri că ai același cont care este și acolo, că el îți va recunoaște automat. Și ai dublu minaj. Acum, la fel de bine, poți să folosești, după aia mai departe dai link-ul la cei din familia ta, ce mai este. Skip, dai skip. Sau nu, dacă era ofertă ceva acolo, că îți dă ei, oricum o să-ți mai apare. Dacă e ceva ofertă, ceva, numai să nu fie pe bani, atenție, vedeți. Da? Dai acolo că zic e că îți dă nu știu ce cadou, dar de regulă știți cum e povestea cu cadou. Îți dă cadou, dar trebuie tu să plătești ceva ca să-ți dea cadou. Dacă îți dă cadou. Bine. Așa. Ce avem noi aici? CryptoTab Lite-ul. Așa, coboară un pic mai jos. Get up. Da, uite, gata. Acolo. Ești deja acolo, da? Și apasă Activate. Sau ce era? Nu, nu. Ăla este Google Cloud-ul. Dă-i mai jos. Dă-i mai jos, asta e o altă reclamă de loc ce-și fac. Revin înapoi unde erai. Revin înapoi un pic mai sus și dă-i săgeata înapoi. Săgeată înapoi. Așa, și coboară. Ei acum ți ia la rând toate ce le au ei. Așa, NFT mining. Bun, apasă pe... Cred că ne-a sărit nou ceva. Ia revin un pic mai înapoi. Dar ușurel. NFT mai... Îți arată toată lista lor de serviciile pe care le au. CryptoTab Max, E nou. asta e de la capăt. Bun, apasă pe alea trei linii de la meniu, unde e meniu. A trei linii, pardon. Trei linii. Așa, account, ok. Ia, coboară mai jos, un pic. Affiliate program, bun. Ah, ok, apasă pe iconița unde este C-ul de jos. Portocaliu. Așa. Și dacă ai dai pe CryptoTab Dashboard, ne revine acolo. Aici trebuie să fie pe undeva, numai probabil am dat prea repede. Dă-i skip că nu ne interesează, asta e o reclamă de-a lor. Apasă unde scrie skip. Ok, CryptoTab Max. Deci astea sunt doar partea lor de reclame. Bun, ok, acolo e cu X să dai. Ia, revin un pic mai sus. Da, acum diferă la telefon, e diferit de la un telefon la altul. Apasă pe X unde scrie Try CryptoBox Max. CryptoTab Max.
Are un X deasupra. Asta aici, pe aici. Asta e nu. Asta e nu. Asta este Cloud Boost. Și dacă unde scrie CryptoTab Lite, dacă apeși, ce se întâmplă? Sus la meniu, unde scrie CryptoTab Lite sau lângă, nimic. Unde are cu... Pe săgeat. Flash-ul ăla, pe flash-ul ăla. A, ăsta e Cloud, ce ți-l arată ei. Da, dă-i înapoi. Dă-i înapoi, nu te interesează. Așa, decalează un pic mai jos. Trebuie să-ți arate undeva să-ți fie afișat cripto. Uite, turn on. Ăla este, nu? Nu e aia, e de la NFT. Nu-i bun. Da. Mai. A, opa, acolo ai ceva. Ia un pic mai, revin un pic în sus. Păi cam de aici al începe. Da, și aia mai covar un pic. Details. Bun, ea apasă pe puncte dreapta sus. Telefonul e un pic mai... Da, găsim noi care-i treaba, că diferă. Dă-i pe filă nouă. Filă nouă, să vedem dacă dai filă nouă, ce se întâmplă. Așa. Așa ți arată la filă nouă la tine? Da. Și apasă balance, unde scrie balans. Așa. Ok, și acum ai CT Farm, CT NFT și celălalt CT, ce este? Tab? Browser. Pe ăla apasă. CT Browser, da? Așa. Și acum dacă cobor un pic mai jos. Da, aici îți arată istoricul de la tot ce e pe acolo. Ai linkul de referal. Da, deci aici le ai toate în telefon, totul e tot. Active miners. Cam asta e tot acolo. Mai e ceva. Uite, nivelele, vedeți cum arată și nivelele adâncime, totul e tot. Așa, mai. Ce ar mai fi? Eu vreau să văd acolo partea aia de... Ok, revin înapoi mai în sus. Hai să dăm acum acolo, deci tu ești așa. Hai să dăm pe unde este cele trei linii la meniu din nou. Trei linii la meniu. Dă-i overview. Și dacă apeși pe unde arată iconița de Bitcoin, unde e cu marcul de 000 tot, se întâmplă ceva? Nu. Nu-ți ia ceva? Nu-ți ia nimic? Nu. Ok. Bun, să vedem alții. Spuneți alții cum merge de la voi, cum vă arată. Ok, revină mai în sus, înapoi, unde era sus. Deci ăsta e CryptoTab Affiliate. Bun. Deschide cum aveai deschise mai multe ferestre. Cum vedem la tine? De la, din același browser, că tu aveai și alta deschise. Dă-i la puncte, parcă era, sau cum era. Dă-i la istoric. Așa, și revină la... Unde era aia? Dashboard, crypto browser site. Ultima. Dashboard, de jos. Prima de jos. Crypto tab, aici se arată de affiliate. E cineva care a prins cum merge treaba? Ia să mă uit la mine cum mi-arată. Cryptobrowser.site, așa ai și tu, nu? Și, și dacă apeși în stânga jos, unde e ce-ul ăla? Jos în stânga este o iconiță de cripto. Da, păi ziceam. Ea apasă din nou pe aia. Așa, deci tu aici trebuie să ai o chestie de activare undeva. Care este? Revin un pic mai sus acum.
Crypto browser landing page, aia alea link-uri de referal, totul tot. Mergem până jos. Revin înapoi, înapoi, înapoi. Înapoi, nu, ce da. Să faci acolo? Da, am zis că poate... Așa, și dacă apeși pe ăla de... Mai, maxim, până sus. A, acolo, nu, acolo este NFT. De ce ți arată NFT-ul și cloud-ul? Și nu ți arată ce trebuie să ți arate. Casian, dacă dă pe alea trei puncte sus dreapta și deschide în Chrome și apoi dă aia de pentru laptop. Aia de desktop mod. Da. Îi arată la fel ca pe laptop. Păi ia, este mai ușor. Păi ia, dă-i aia așa atunci. Deci care ai zis? La activitate trebuie dat acceptul. Acolo pe portocaliu. Eu am aplicația asta de foarte mult timp. Păi și pe portocaliu am dat și nu am face dat de șapte ani. Trebuie să ia activitatea telefon, aici. Rodica, telefoanele sunt diferite. Nu sunt la fel la nimeni. Da, pe telefon am. Păi da, eu zic că telefoanele între ele sunt diferite. Eu așa am făcut. Dă-i cu desktop, ce a zis Miha mai devreme. Unde e acolo cu desktop? Dar ei nu-i arată, văd. File recente, nu, de nu arată. Da. Păi, sunt telefoane diferite, asta n-ai ce face. Asta e de la telefoane. Da. Ok, ai cineva care are un telefon care îi arată. Deci, n-am nimic. Deci ție nu-ți arată nimic la telefon. Parte. Dar trebuie să fie undeva. Undeva trebuie să fie. De ce să nu fie? Toate îți, dar aia nu-i. Și dacă apeși pe Crypto Tab Dashboard, da, asta e meniu, dar tu trebuie să ai, uite, acolo unde e Without Losing Battery, Activate, dai Cloud Boost. Tu n-ai nevoie de Cloud Boost-ul ăla. Tu n-ai nevoie de asta și n-ai nevoie nici de NFT mining. E ca și cum îți sare exact aia care e pe gratis. Exact, da. Da. Bine, altcineva să ne dea partaj de ecran. Ce telefon ai? Să ține minte, să-l dăm deoparte. Huawei. Huawei. Bun. Cine are Huawei, asta e. Probabil. Păi dau eu de cap. Pot m-am da mai eu dat și partaj de ecran. Ia, dă-i Cătălin. Îi dai tu de cap. Păi normal că îi dai de cap. Trebuie să găsești. Hai să vedem. Deci... Poate o fi ceva până la urmă. O secundă să văd pe ce deschide. Nu OneDrive, nu. Deci dau share. Hai să vedem screen. Se vede ceva? Da, super. Ok, CryptoTab. Ok, accept, continuă. Send, hai să zicem așa. Bun, și selectăm, ia să vedem. Dar uite, nici la mine nu mi-arată. Ia să vedem în settings. Nu. Dar tu pe ce link ai intrat? Nu, n-am intrat pe link, am descărcat fix aplicația Google Z. CryptoTab. Scan QR. Vezi că trebuie să intri pe link-ul meu, dacă ești directul meu. Da, da, da. Păi... Eu am descărcat pur și simplu aplicația. Da, da, pentru că ideea este el se conectează cu link-ul tău și când se conectează cu link-ul tău, apoi îi recunoaște automat cu același cont și pe telefon și oriunde. Așa. Ok, ia să vedem acum. Să dau un pic mai tare ca să se audă. Nu, dar nu arată aici. Trebuia să arate undeva deasupra la settings desktop mod. Exact ca la Chrome sau la... Mai este un browser, Brave îi spune. Bănuiesc că aplicația asta nu merge. E, aplicația nu are versiunea asta. E de la aplicație atunci. Bun, și nici la tine nu arată nici cum partea asta pe CryptoTab Lite. Hai să vedem acum. Dă-i login. Aici, de exemplu, când o să mă loghez cu referalul. Păi asta trebuie. Mai întâi trebuie să ai link-ul de acolo să-ți trimită Miha. Ți-l-o trimis link-ul. Deci că l-am pus pe grupul nostru, Cătă. Pe grupul meu. Ia-i link-ul și te conectezi și dai click atunci, eventual. Ok, ia să vedem acum. Nu aici. Celălalt. Uite aici cu mine. Asta, nu? Da. Copy și intrăm în partea asta. Login to CryptoTab. Dar unde ești, mă? Cred că trebuie să mă loghez aici. Trebuie să-l pun.
Da. Nu are permisiuni. Da, oricum o să mă descurc. Aici am dat niște chestii cu permisiunile. Da, da, da. Da. Nu mă interesează cu cancel. Everyday. Păi asta e atunci. Trebuie după ce te conectezi și îți faci totul lui tot, atunci ok. Hai cineva din... Dacă nu... Da. Deci pe iPhone eu văd că merge. Dacă nu sară cu iPhone-ul, merge. Îmi arată totul lui tot cu miniază. Vreau să vedem cineva din cu Google Play. Am dat tot fiar acum. Cineva cu Google Play, să vedem. Cine are cu Google Play și merge? Ia să vedem, trebuie să fie cineva. E cineva? Tatian, hai că dau eu din telefon, că n-am mai putut să intru de pe laptop în Zoom. Da, da, să da. Vezi ce am făcut eu. Bun. Ideea este că telefoanele sau aplicațiile, ele pot difera, sunt diferite de la una la alta. Și nu avem ce să facem până nu prindem care e șmecheria. Nu e nimic la fel, la nimeni. Deci degeaba zicem noi, du-te acolo că te duci și nu este. Sunt diferite. Așa. Deci dă-i Camelia, partaj de ecran din telefon. Păi i-am dat Casiani, dar nu... A, nu, bun. Nu știu ce nu vrea. Ok, CryptoTab browser. Hai. Ok, apasă. Așa. Eu am opțiunea aia că n-a găsit-o nici Cătălin, nici cu versiune de site, de scop. Păi atunci e probabil păi de la telefoane poate să fie. Diferă de la telefon la telefon, că eu, spre exemplu, exact. Am Samsung S22 Ultra. Exact. Diferă de la telefon la telefon. Exact, asta este, diferă. Tatiani, este bine aici la mine sau am intrat unde nu trebuie? Da, tu ești pe Crypto Dashboard. Dashboard. Așa. La tine deja s-a învârtit ceva pe acolo, am văzut. Da? Aia, mai sus și era pe acolo. Ce-i stop? Vrei să dau înapoi? Da, vino mai către sus, încolo. A, la tine e ceva activat, că butonul e albastru ăla, ceva mi-arată. Buton albastru sus. Da, mai sus, mai. A, uite, stop. Basic speed. A, dar tu ce ai făcut? Deci ți-ai activat ceva acolo, aia? Pe care Cloud Boost o activă la. Cloud Boost ăsta. Tu ai activ... Păi, dar ce ai făcut? Dar n-ai plătit nimica? N-am plătit nimic. Păi atunci e bun. Înseamnă că asta era bine. Și la Monica. Aia trebuia. De ce aia trebuia pe ăsta? Atunci îl activez și eu pe ăsta. Deci nu are nicio treabă în stânga jos. A zis că este free pentru 300. Nu știu bun. Ce 300. Este până 300. Free. Păi bun, e super. Da, bine așa. Uite, cu ocazia asta descoperim lumea, că nu știam de partea asta ce îți dă. Fain. Dacă îți dă și pe free... Bravo. Ok, deci folosiți la maxim, exploatați-l atunci. Dacă merge așa, e bun, bravo. Dați-mi și mie drumul după telefon, Casian. Da, imediat. Ok, super. Păi la mine scrie activ și 300, activ și 1000. Păi, acum. Da, dar acum... numai ăla de 300 mi se pare că e free. Deci, important e să ai unul activ, să știi că nu plătești niciun ban. Asta e important. Restul, da, nu știu ce scrie tu 1000, 2000, 5000. Să nu îți pui vreun card pe acolo, sau eu știu ce, Google Pay, sau eu știu ce nebunii pe acolo. Da? Deci, nu, foarte important. Nu, n-am pus niciun card. Bun, foarte bine. Cât vă dă la maxim și cât este potrivit cu open source-ul ce vi-l oferă ei, profităm la maxim, da? Și atunci puteți să dați și mai departe și cei ce au telefoane și în casa voastră, familie și așa mai departe. Dați link-ul, se registrează și faceți rețea cu familia. Nu trebuie să faci rețea neapărat în exterior. Deci, la mine scrie, văd că la Camelia nu scrie, la mine scrie că o oră și 59 de minute. Probabil da, după poate ți-l dau și la probă, să vadă cum merge așa și după care, nu știu, vedem. Îmi spuneți, mă țineți la curent cu stătreabă. Deci cu 300 l-am pus. Bun, foarte bine. Foarte bine, foarte bine asta. Și la mine arată la fel ca... Și ceva. La fel ca la Camelia, arată și la mine pe telefon. Bun atunci, bravo. Foarte bine. Foarte bine, foarte bine.
Înseamnă că și tu, Camila, ai nimerit cu aia, cu site-ul de laptop. Nu știu cu ce am nimerit. Am zis că Nu, e la fel. E la fel, doar că Monica nu a apăsat pe chestia aia. Da, ceva omisia. E la fel, el a apăsat că noi am zis că este pe bani. Că de regulă ăsta e un serviciu pe bani. Cloud Boost. Cloud Boost. Este un serviciu pe bani, de asta zicem. Ok, bun. Mai e cineva care mai dorea să dea un partaj de ecran? Că mai dau eu o dată de pe telefon ca să vedeți cum se vede la mine. Că uite, la Camedia nu se vede cu ceas. Bun, asta e de la telefon la altul. E normal să fie așa, da. Să fie diferit. Monica, lasă că dau eu. Reamintim între timp ceva foarte important. A ieșit de aici, din partaj de ecran. Eu n-am ieșit. Bine, hai că ieșim. Scoate-mă tu, Cartian. Bun. Deci, un lucru important, atenție. Orice folosiți, PC sau telefon ce ați folosi, asigurați-vă că le aveți activate minajul, că dacă voi ieșiți de pe ele sau nu le mai folosiți sau le-ați dezactivat fără să vă dați seama, s-a dus, la revedere. A trecut ziua, a trecut două, trei. Vă mai uitați, odată când deschizi telefonul, mai intri și pe acolo. Acum nu stai toată ziua cu el deschis. În niciun caz. Nu ai nevoie. Să fac eu share? Da, hai, dă-i tu, Angela, acum, da. Ok, hai să vedem, cancel. Vezi că ești pe la NFT-uri pe acolo. Nu, nu-i bun. Ce cauți acolo? Nu-i bun. Ieși de acolo. Ce aplicație ai descărcat? Ești unde nu trebuie. Păi nu, ai o aplicație care nu-i bună. Nu ai aplicația, ai CTNFT. N-ai nevoie de aplicația aia, CTNFT. Aia e pe bani, dacă vrei să activezi ceva acolo la ei. Tu ai nevoie de aplicația lor. Deci mergi la aplicația acolo, cum tot a Browser Lite, sau cum este, da? Cancel, nu learn, mă. N-ai nevoie să vezi nimic în plus. Dă-i înapoi. Așa, și acum dai Google Play, apasă acolo ca să descarci de pe Google Play. Instalează. Deci orice persoană ce, mai ales deci pe partea asta de blockchain, cripto și tot ce urmează pe parcurs, chiar că mai mult acum nu avem nicio scuză că nu putem să obținem criptomonede, că suntem toată ziua pe net, deci pe bune. Deci avem live-urile, avem opțiunile cu play to earn, learn and earn și alte lucruri și acum avem și chestia asta în plus, e foarte tare, da? Vezi că ești pe unde nu trebuie pe acolo. Nu știu ce cauți pe acolo, ce este acolo. Mi-i cere bani pe telefon să o descarc. Păi n-ați descărcat aplicația care trebuie, de aia cere bani. Asta vreau să zic eu, că n-a descărcat tu ce a descărcat înainte. Ai descărcat Max-ul. Nu. Atenție, sunt mai multe aplicații. Am zis foarte bine. Am zis da, Max-Speed. Descărcat. Ei au 19 produse. Câte am zis mai devreme acolo, da? Descărcați Lite. CryptoTab Lite. Aia este gratuită. Păi eu asta am primit. Link de la asta am primit. Miha, vezi că te încurci în știință ce faci pe acolo. Trimiți alte linkuri care nu trebuie. Nu am luat linkul de unde mi-ai dat tu.
De unde mi-ai zis să-l iau? Păi eu n-am luat, eu nu ți-am dat niciun link. Ăsta, crypto, nu e ăsta? Dă din nou pe Google Play și ia, derulează un pic până. Dar indiferent ce link ți-ar da ea, tu trebuie să cauți Google Lite-ul. Ăsta e Max Speed 9, ăsta e pe bani. Dezinstalează și dă înapoi și, și derulează puțin pagina. Dă-i la căutare. Păi e foarte simplu, ești în aplicație. În aplicație dă-i la căutare și scrii Google Tab. Dă-i ai acolo. Păi da, Google Tab Lite. Scrie doar atâta. CryptoTab, pardon, scriu Google Tab. CryptoTab Lite, da? Lite. Lite. Ce faci acolo? CryptoTab lipite între ele. Lite. Uite de jos să-ți arată. Asta este, da? Deci pentru toți ceilalți, da? CryptoTab browser, cum mai scrie pe acolo, dar să scrie cu lite. Light, da? Asta e pentru telefon. Bravo! Cel Pro la mine e 6 euro. Nu știu la alții cât ți arată. Ce anume? Pro. Da, nu vă bateți capul cu nimic pe bani. Nimic, da? Absolut nimic pe bani. Nu. Apoi vedem pe parcurs, dar în niciun caz. Nu asta este... Ia dă o leacă în jos să și aplicați. Mie mi-arată bursa, PP. Tatiana, dar aplicația asta mai întâi trebuie pe telefon? Asta pentru început se face cu bursa, PP, se default. Asta a început când se parcurge turul. Da, nu, și aici ai tu ce să alegi cum vrei, ce să-ți deschidă cu el prin automat. Aplicația da. Browser să-ți înlocuiască cu Chrome-ul sau ce mai vrei tu. Uite, și acum alegi cealaltă. Unde scriei aplicația browser, revin apoi și dai opțiune CryptoTab și atunci se va deschide prestabilită cu asta, cu CryptoTab Browser Lite. Când vei da vreodată click undeva, îți va deschide ca browser asta. De acum și dai finish. Dacă vrei, bineînțeles, ești obligat să l-ai. Și dai finish, jos și ok. Ok, și acum te duci așa. Sign in with Google. Sign up, pardon. Așa. Întreba Mariana dacă mai întâi să te conectezi pe, să te registrezi pe laptop sau pe... Păi tot cam așa reveni, știi? Telefon sau laptop nu contează. Important e să folosești linkul de referal de la persoana respectivă. Da, și apasă și tu atunci la fel cum arată acolo. Ori activate, ori pe sus de tot. Da? Uite, activate 300 ți arată acolo. Ce ți arată? Dar nu te duc prea repede, că apeși repede, nici nu știm ce faci. După care ne trezim că ușurel, revin înapoi. Ok, deci activate așa. Pe activate 300 probabil trebuie să apese. Sau dacă nu s-a activat de fapt. Nu, ăla-i CVP, CTVPN, or device, nu, dă-i ăla primul 300, da, cum zice Cătălin. Activei 300 ăla care e bifat deja. Unde este bifat? Erai sus acolo. Acolo. Uite acolo. Apasă pe ăla. Activei 300. Uite. Stop, dă-i înapoi. Ce ai apăsat acolo? Că el îți dă, îți propune la 1000. Numai un pic, hai să vedem. Nu te grăbi, nu vă grăbiți, că nu-i concurs. Eu nu înțeleg de ce vă grăbiți. Ușurel, ușor, ușor. Să vadă și ceilalți, că dacă înregistrăm și dăm așa doar la... Le aruncăm așa, nu știe nimeni ce s-a întâmplat acolo. Poate se uite ea de 7000 de ori după aia pe înregistrări. Deci dăm activate 300, activate 300, da?
Păi degeaba le zice la alții că avem înregistrările, că nu o să înțeleagă nimic. Așa, activate, apasă pe la Activate 300. Așa, un pic să citim, să vedem ce e acolo. Așa, o, zice că iei și 1000 pe gratuit. Zicea ceva Monica mai devreme, install CTVPN on your device with a free subscription plan. And... Păi și dă-mă la mai jos, Activate 300, care mai jos ăla. Da, da, da. Deci dă-i activa 300. Ideea era că ei ca să-ți propună un alt serviciu gratuit de la ei, ca cu ocazia asta să ai două aplicații descărcate, îți dă cu 1000 dacă faci chestia aia cu 1000. Dar lasă-l 300 că poate să-ți propune și mai târziu. Dă-i apasă de desubt, activei 300. Că după aia te dă iară pe altă aplicație, îți descarci și altă, nu știu ce. Și ne încurcăm. Și asta e pentru securitate cu puzzle-ul. Da. Uite, bravo. Se activează. Acum atenție, dacă ți arată că minezi interval de oră 52 de minute, e posibil ca după oră 52 de minute el să întrerupă și atunci trebuie să revii. Și e clar că nu poți să te uiți totdeauna. Probabil așa sunt serviciile astea făcute speciale, dacă sunt gratuite, nu poate să-ți rămână întotdeauna cum e pe laptop. Pe laptop rămâne întotdeauna activat, atâta timp cât este laptopul deschis. Asta e diferență. Și văd că la telefon e pe intervale de timp. Apoi trebuie să revii din nou și să reactivezi, probabil. Exact ce... asta ziceam, da? Că și la mine, da, sunt acum 1 oră și 47 de minute. Da, de ce pune o oră acolo și 59 de minute? Poftim? De ce pune acolo o oră și 59 de minute? Păi fiind un serviciu gratuit, este cumva vorbind limitat și la fiecare o oră 58 de minute se oprește. Se oprește binarea și atunci probabil trebuie să revin apoi să ți-o reactivezi tu după două ore. Ei știu că asta este un pic incomod pentru cei care oricum e gratuit și atunci tu dacă nu vrei așa, îți vă zice, păi îți propunem noi cu un dolar sau cu doi. Și atunci nu mai ai nevoie să apeși de 7 ori pe butonul ăla. Proposibil. Okay. Asta e partea comercială la telefon. Dar pe laptop nu e așa. Ceea ce aveți laptop sau calculatoare, nu este așa. Odată ce l-ai activat, așa rămâne. Și chiar dacă veți închide calculatorul, bun, atunci n-are și să mineze că închizi calculatorul, dacă îl redeschizi, rămâne redeschis cu funcționalitatea automată deschisă. Deci nu ai nevoie tu din nou să mergi să dai click. Să descarci. Ok, mulțumesc. Bun, bravo. Hai, mai departe. Cine mai este? Mai e cineva? Aș fi și eu, Castian. Asta presupune ca cei care l-au pe laptop să-l țină laptopul nostru. Îți dă codul ei. Acum, atenție, un lucru important de știut. Nu face să-l aveți nostru. Non-stop deschis neapărat. Acum, na, cine vreți voi să faceți minare și... Nu suntem noi minerii aia care au milioane, nu știu ce. Dar, na, acum unii dacă știți că nu contează și lași laptopul non-stop deschis, e treaba ta, fiecare. Probabil va fi o diferență mult mai mare față de unul care are laptop. Dar ideea este că tu oricum folosind laptopul, unii, nu știu, unii poate chiar îl aveți de dimineața până seara, folosiți laptopul, nu știu ce, e ok, e suficient atât. Acum, dacă doriți mai mult, lăsați-l non-stop, nu știu, fiecare decide pentru el. Casiani, dar noi avem același link de referal și pe laptop și pe telefon, nu? Cam asta ar fi. Acum, poate să difere de la ei din cauza că creează un alt sistem de tracking, să vadă cum funcționează, asta e de la ei. Dacă chiar ai opțiune să ai trei link-uri de referal, poți să-ți creezi tu al link. Și asta e de la ei pentru că așa ei poate să interpreteze când trimiți tu cu referal de pe telefon și când trimiți cu link-ul de referal de pe laptop. Dau un exemplu. Și atunci da, eu m-am înscris aici pe telefon cu Google și mi-a dat același link de referal. Păi bun, bravo. Dacă e așa, e mai bine. Dar dacă am ar fi și altfel, important e că e link-ul tău de referal. Bine, da, Mariana voia să dea un partaj de ecran. Da, eu vreau să dau, Casiana, dar eu trebuie să ies din Zoom și să intru pe celălalt telefon, că nu pot să te... Cum... Ah, bun. Păi să faci trec. Asta tu. La Facebook știu să trec, dar la asta nu știu.
Da, Zoom-ul. Faci asta dacă poți și dacă apuci să intri. Hai, dacă mai e cineva între timp. Da, hai că atunci eu ieși, îmi dai accept dincolo, da? Da, da, da. Ok. Cine mai e voia? Cine mai vorbește? Angela sau cine a mai vorbit mai devreme? Voia din nou? Sau nu, ea a fost Angela. Monica voia din nou. Eu Monica. Ziceam, da, da, tot pentru chestia cu... Cum zice? Cu... Dă-mi accept, Casiane, pe celălalt telefon. Ca să da, am deschis. Hai că nu durează decât două minuțele, da? Asta vreau să arăt că am 1.43. Când se termină ora, cele două ore, 1.43, am să încerc pe 1.000 să văd ce... Da, dacă este oferta cum arătat pe 1.000, probabil am văzut ce scrie acolo. Îți recomandă să descarci nu știu ce aplicația lor de VPN gratuită. O descarci aia și probabil îți dă opțiune să încerc să văd. Exact, am să încerc să văd ce este. Dacă tot am intrat, am aici întrebarea. M-am dus până jos să mă uit ce e și cum. Deci aici îmi zice că e activ 24 de ore. Nu, așa se interpretează. Acolo este o vizualizare a statisticilor în care vei putea vedea nivelul, referalii și activitatea lor pe ultimele 24 de ore. Aha. În niciun caz că tu ai 24 de ore de la ei activat. Bun, am înțeles. Așa, mai departe. Mai altceva, dacă mai ai întrebări sau cineva mai întrebări. Păi ce termine atunci, dacă poți cu mine. Bun, ok. Permiteți. Da, m-a... Așa, mai departe. M-a blocat, m-a scos. Dar nu știu de păi ce. Te-a scos, e ok. Păi am văzut ce ai vrut să vezi, nu? Asta era tot. Perfect. Ok, bine, mai departe. Atunci pot să intru eu, dacă nu mai este nimeni? Da, da, da. Ok. O, departaj de ecran. Share. A făcut bine? Stai că nici n-ai deschis bine și vrei să... Dar nici nu știu ce am făcut aici. Dar dai partaj de ecran ce trebuie, că e ecranul alb. Păi am dat stop. Share. Share și screen, Mariana. A, da, acum, că dacă nu știi să citești, nu mă lasă. Acum. Da, unde este? Am dat screen, dar nu mă lasă. Începeți acum și minimalizare call. Dar nu mă lasă. Mă trimite în altă parte. Mă trimite în altă parte. Oprește share-ul și intri iar. Bun. Acum. E bine. Na, că ai era ieșit. Bine. Era bine? Da. I-a încărcat mai greu pagina din cauza asta. Uh-huh. Dar acum faceți din nou, că v-a scos. Ați ieșit. Ia, așa. A luat. Ah, ok. De aici. Și aici ce fac mai departe? Du-te la mine pe grup și ia link-ul. Păi dacă cu link-ul tău ați intrat aici, iubita mea. De cu link-ul tău am intrat. Ok. Dar direct pe butonul negru, nu? Poftim? Zic, să mergeți pe butonul negru. Dacă click am reținut. Click-ul tău dashboard. Lăsat-l pe Casian acum. Lăsat-l pe Casian să o îndrumi. Bun. Apasă pe, dacă nu iconița de jos. Ai ceva albastru, dă-i next. Sau dă-i next, sau dă-i acolo, next, next, next. Așa am făcut și mai înainte, tot next, next. Ok. Și finish. Și finish sau des default. Păi cum vrei tu, dacă vrei să-ți deschidă tot ce cauți tu pe net cu CryptoTab browser, dai set default. Nu, nu vreau. Păi atunci dă-i finish. Păi atunci ar trebui să bag pe Chrome mai departe. Păi nu, dă-i finish, că tu l-ai pe Chrome. Ok, și acum dai pe CryptoTab Dashboard, unde scrie acolo cu negru.
Așa, signed up. Dă-i sign up with Google. Mariana Costa, dă-i. Acum, apropo, Miha, tu la tine în momentul când persoanele respective ce le-ai dat link-ul s-au conectat și au început să activeze, trebuie să arate la tine că ai o persoană, două, trei active. Trebuie să-i vezi care sunt. Acum nu ți arată numele, din câte știu, nu știu dacă ți arată numele, dar îți va arăta că ai unul, două persoane, câte ai tu care le-ai dat link. Sau mai multe. Așa, dă-i skip. Ok. Un pic mai jos. Bun. Și apasă acolo unde scrie activate. Și dă-i cu 300, da? Activate 300. Dă-i 100. Nu, nu, nu. Ai dat pe 300, pe cât ți-a arătat 1000 din prima. Atenție. Dă-i pe 300. Păi nu, că el îți dă 1000, el nu îți dă 300, că șmeche, ca să te treacă pe altă parte. După aia nu știu pe ce dai. Apasă din nou 300 și nu te grăbi. Uite, vezi, el te aruncă cu 1000 și atunci te dă în altă parte. Da, activate 300, am dat de o click. Așa, și dă-i ăla de desubt 300, da? Bun. Da. Bun, bun, bun. Ok, și acum gata. Uite, încarcă și-o da drum. Bravo. Și unde văd cum ai arătat tu pe, sau pe laptop se arată altfel, cum lucrează? Păi, coboară un pic mai jos. Uite, vezi chestia aia acolo, care arată că se derulează, se de așa, da? Deci, se lucrează la calculator. Deci la îți minează acolo, da? Și ai la minează. Ai, minarea pe telefon. Da. Dar și minarea pe laptop e altfel? Păi am arătat mai... N-ai fost mai devreme când am arătat de pe laptop. Am văzut. Deci minarea pe telefon, pe laptop e altfel. Se face altfel. Ok. O să-l descarc și o să fac și ala acolo singura. Aha. Deci, am văzut. Da, deci pe laptop e cum am arătat altfel. Acolo, da? Mm-hmm. Dar înțeles. E tot cu contul același care l-ai. Același cont poți să folosești pe câte device-uri ai tu, ale tale, personale. Apoi mai departe, dacă ai membrii din familie, copii, nu știu, frați, surori, ce aveți și considerați că este ok, distribuiți cu linkul nostru de referal și la fel să facă. Acum, și aici cu... unde e linkul de referal? Aici? Linkul de referal, da, păi cred că este ăla, dacă apeși pe chestia aia, uite, și deja este și acolo, deja, dă-i mai jos, referal network, affiliate program, vezi detalii, ia dacă dai la vezi detalii, dacă nu e ramificat, alea cu trei puncte ramificate, așa. Aici am dat eu, a apărut așa, la alea trei puncte am dat eu, vezi? Ai da, trei alea. Liniuțe. Nu trei liniuțe, de lângă, în mijloc e ceva, lângă. Aici? Copiază link-ul. Asta trebuie să fie, da. Da Crypto sau nu. CryptoTab browser. Da, trebuie să vedem, nu, dar trebuie să vedem de link-ul tău de referal, să ne asigurăm că l-ai. Că poate doar să le trimiți lor link-ul fără. Deși automat ți-ar pune cu link-ul lor de referal. Bun, dă-i mai înapoi ca să ne asigurăm că totul e bun. Dă-i la... Ia coboară mai jos să vedem, că și mai jos trebuie să arate de link-ul tău de referal. Așa e și la ceilalți arată. Aici ar trebui să-mi arate pe TTC-ul, nu? Mai un pic și mai un pic mai jos. Uite, l-ai trecut de el. Ăla-i. Aici. Dar aici trebuie să dau eu ca să-mi lucreze. Aici va trebui să-mi arate. Nu, acolo ți se cumulează. Și îți lucrează mai sus acolo, deja lucrează la tine. Aici îți va arăta cumulat cât este. Da? Oricum, nu vă aștepta să faceți un bitcoin de aici până mâine sau de aici până la... Nici măcar într-un an o să faci bitcoin singur. Deci trebuie știut, poate nici măcar în 2, nici în 3, dar ideea este că, bun, Bitcoin e foarte mare. Faci 20.000 într-o lună, 2, 3 sau ar fi ceva super, super mare. Mai am eu o întrebare. Dacă link-ul de referal, CryptoTab browser, hai să zicem, eu am intrat pe acel link de CryptoTab browser și mă duc în Max, nu mă duc în Light. Și nici nu contează, nu contează. Important e că tu dacă te înregistrezi totuși cu ăla, tot ți-l recunoaște. E posibil să vadă la doamna Mihaela, de exemplu, dacă dau eu acolo și downloadez aplicația din Play. Da, oricum, Mihaela, nu știu, cred că a făcut tot ceva acolo, gafă, da, pentru asta, că ea, asta.
ți-a dus probabil fără să-și dea seama pe altă chestie, că ai văzut câte din astea, că e plin de ele. Da. Și a dat al link de referală. Dar tot ai. Am dat link-ul, uite, am să fac acum să vezi. Tot la ea sunteți, oricum ar fi. Și întrebarea mea este că la fel am deschis și eu pe telefon. Pe telefon trebuie să mă loghez pe ce link acum, tot pe al tău, nu? Păi nu mai trebuie să te loghezi pe link. Odată ce ești conectată la mine, nu mai nevoie să conectezi nu, pe link. Dar nu-mi dă să mă loghez. Nu-mi dă, îmi dă și mie la fel. Îmi dă NFT, îmi dă 3 Crypto Tap Max No for Free. Da, îmi dă large mining network. Nu știu, îmi dă mai multe de astea. Hai că ok, stai numai pic. Mariana, e bună aici cu tine? Da. Ai link-ul, ai tot, da? Da, da. Bun. Eu ies atunci, ca să rămâi cu Mihaela. Bun, hai să vedem mai departe. Da, unde, la ce te referi, Mihaela? La ce? Imediat, stai un pic. Din laptop sau din telefon? Nu, din, nu telefon. Amestecați. Din telefon, mai bine. Din păi telefon. Nu le amestecați, că una e una, una e alta. Nu, pe telefon am intrat și... Sesiune special. Da? T-am ieșit? Nu mai sunt pe telefon aici? Cred că am ieșit, da? Fără să vreau. Ia, încă o dată. Ia să-mi dai și mie accept. Păi nu-i nevoie. Merge singur. Merge automat. Nu, nu, ca să intru în Zoom cu telefonul. Ah, ești cu telefonul cu celălalt, da. Bun. Ok, acum. Screen. Se vede, da? Da. Da, da. Uite aici am ajuns eu. Casian. Imediat, stai să văd, un pic. Da, și trebuie să dai pe la negru. Trebuie să dai pe dashboard, Mihaela. Da. Da, și am dat și uite unde mă duce. Păi da, și acum dă cu logaz. Pe Google. E, nu, stai pe Google și folosești același cont care l-ai cu adresa de e-mail făcută pe... Deci asta e problema în browser. Că adaug alt cont. Deci merge, puteți să fiți și pe 7 device-uri, nu contează, dar folosiți același cont, că dacă nu puteți să fiți separați cu alte conturi și n-ar niciun farmec, să ai 7 conturi diferite și să-ți mineze separat de 001 acolo, 001 în altă parte, la un moment dat nu să mai știi ce ai. Și atunci iară e complicat. De asta este bine să aveți cu un același cont și device-urile care sunteți vă conectați la fel. Da, hai că am ieșit. Stai un pic. Scoate-mă leapă din shell să pun și o parola, da? Te rog frumos. Un pic. Dar nu se vede că e pe negru acum. Stai. Gata, te-am scos. Da, gata. Ok, bine. Dă-i din nou partaj de ecran. Uite, Marian zice, am reușit și eu, mulțumesc. Super, bravo. Și cum trebuie să-l activezi în fiecare zi? Ce trebuie să faci? Apropo, dar imediat spun. Cine întreabă? Mirela. Deci, Mirela. Rodica spune... Eu am aplicația de mult la activitate, deci chiar asta face legătura cu ce Mirela, că
Da, degeaba ai de mult la activitate dacă ea nu a fost, cum am vorbit mai devreme, dacă la fiecare oră, două, te dezactivează, te rog, deci ia, n-ai absolut nimic. Deci degeaba o ai pus aici de 10 ani aplicația. E ca și cum n-ai deloc. Mihai, ce spuneai de dat drum? Dă-i partea acum, gata. Acum. Așa. Deci asta este valabil la telefoanele mobile, da? Vorbeam la aplicații, cum este. Pe laptop stă altcumva treaba, dar de asemenea, dacă nu ai browserul deschis și activat și neglijezi, îmi pare rău, poți să l-ai de 4 ani de când e aplicația, dacă n-a doar nu se întâmplă nimic. Și la fel cei din familia ta, atenție, dacă tu le dai și zice, mai te-ai încizat, da, bine. Și dar el nu folosește, are laptopul, dar el nu are browserul, nu are tot, asigur că are totul lui tot acolo, e ok. Nu e obligat să folosească browser, dar măcar se deschide automat, că se deschide, că ai de asta, dăm opțiunea, se poate deschide cu când ai drumul la laptop și este ok. Ce e aici? Verificare în doi pași, ce mi-a arăt aici? Nu, Google-ul solicită dacă userul respectiv asta este... Asta e treaba de, Miha, asta e treaba ta de conectare. Conectează-te. Da, stai un pic. Cred că am primit e-mail, nu? Bănuiesc. Păi ieși, dă-ne când e, că aici iar trebuie să ne pui codul. Da, 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 exact. Când ești conectată totului tot, atunci dă-ne partaj de codul. Eu mi-am dezactivat chestia asta și mi-am făcut cu Google Authenticator să mă mai zăbăcească. Că au făcut și ăștia de la Google o protecție mare, să nu ne hackerească. Da. Da, ce să faci, tata, asta este. Toată lumea s-a conectat. Să fac altcineva, că nu știu ce-mi dă aici. Toată lumea s-a conectat pe laptop, nu mai face niciunul pe laptop, ca să văd și eu cum fac. Hai, ești pe laptop, Mariana? Pe laptop, dar nu cu Zoom-ul pe laptop. M-am mutat în seara asta. Păi, m-am mutat ca și uricei. Hai că mă mut. Hai că m-am mutat și pe caut un minut rapid și Zoom-ul din seara asta. 33. Așa. M-am mut ca și... Ok. Bun. Hai să vedem aici mai departe. Așa, așa, ți-am dat, Casiane, ce... Așa. Să-ți dau accept? Dă-i partaj de ecran deja și atunci îl dăm noi. Dă-i tu partaj de ecran din laptop. Ți-am dat. Bun, acum îți dau... Hai să închid ăsta la alt telefon. Bun, e ok? Ai dat accept aici. Ok, bun. Așa, crypto browser. Deci, tu mai întâi trebuie să instalezi. Tu n-ai instalat browserul, da? Nu te aud. Mariana. Ok. Pe ce faci? Dezactivezi, activezi. Bun, te aud, vorbește. Se aude? Uite, iar ți-ai dezactivat microfonul. Nu, ea nu se aude. Ok, deci normal trebuie descărcat, da? Instalăm. Instalăm CryptoTab, dăm că suntem de acord. Deci aici la setări, care este ideea? Zice Run CryptoTab Browser on System Startup. Deci când dai drumul la calculator, automat se deschide și browserul. Deci e bună ca opțiune, ca să fii sigur că nu ratezi pe partea asta. Apoi deschide Keep your browser up to date automat. Deci automat să-ți facă up to date automat. Da, e bine. Start crypto browser after installation. Asta după ce dai drumul la aplicație, după ce ai și instalat să și pornești. Bun.
Bun. A fost realizat. Acum, acesta este browserul, da? Deci acesta îl folosim. Apăsăm aici unde este iconița respectivă. Ok. Verificăm de asemenea aici la cont. Vezi, la login. Cu ce cont ai? Cu același cont care te registra și mai devreme, da? De la Miha sau de la cine erai. Și aici îți pui contul respectiv. Da, îți pui adresa de e-mail respectivă și aici. Și te conectezi mai departe. Ok, dar nu putem face nimic. Tu nu vorbești, nu te auzim, nu nimic. Deci cu adresa de e-mail, când, în momentul când te conectezi, dacă te conectezi și pe calculator și pe trei telefoane, trebuie să mergi cu aceeași adresă. Exact, da, da, da. Păi dacă nu îți dai seama, nu mai înțelegi nimic ce faci, că nu-ți mai dai seama. Exact. Și la un moment dat zici, pe cum, eu minez pe trei device-uri, dar unul vezi acolo, unul într-o parte, la un moment dat nu mai știi pe care este. Da, deci cu aceeași. Da. Asta e avantajul la ei care l-au. Pe partea asta. De regulă, cum sunt în afacerile alea tip scamuri, zice că n-ai voie da. Să faci chestia asta, cu toate că ei încurajează nebunile astea să dai bani. Că nu, că n-ai voie cu trei conturi, nu știu ce. Dar la urmă urmei, în fine. Casian, ideea e că nici Mariana nu aude. Ea nu ne aude pe noi, nici noi nu auzim pe ea. Că a spus pe chat că nu aude. Și de asta nu știe ce să fac acolo. Păi trebuie să spună să se conecteze adresa de e-mail. Trebuie să-și pun adresa de e-mail și datele. Asta trebuie să facă. Unde este chat-ul? Deci eu trebuie să aștept ca să se înscrie cei din da, în mod normal cred că ei fac asta. Chiar acum. Așa, și după ce ei se înscrie, eu pot să-l dau, de exemplu, la... Pot să-l fac pe mai multe telefoane sau să-l dau la familie, să zicem. Exact. Ok. Așa este. Mai ales gândiți-vă unii care lucrați în mediul informatic și aveți multe cunoștințe și nu știu ce și mai simt. Dar nu pot. Ok. Cum să nu poți? Poți. Așa. Doar că ai trebuie să opresc partajul de ecran acum, că iar trebuie să scrii parolele. Mă un pic. Continuă tu acolo să scrii, pentru că scrii și parola. Acum adresa. Acum ieșit afară ca fianță, ce-a făcut? Păi nu, tu continuă, tu revii acolo la tine, că ești pe browser la tine. Vezi că iar ți-ai dezactivat sonorul. Deci tu îți folosești, tu vezi acolo mai departe, că doar nu ne dai nou partaj de ecran la parola ta de pe adresa de Gmail. Așa. Sper că n-a ieșit. A ieșit complet, cred. Probabil de ceva și de la net și de nu știu ce mai era. Nu mai vedem. Bun. Ar mai fi ceva dacă revine ea între timp. Vom vedea dacă nu... Dacă ar mai fi ceva pe partea asta. Cu siguranță mai sunt multe lucruri, dar na, așa în prima fază. Uite, ne-am luat cu una cu alta, dar deja s-a făcut... Ora 10 și ceva, ora 11. Aș dori să mai partajez și eu, dacă se poate. Da, desigur. Hai să vedem. Mă dau partajarea ecran? Da. Super. Imediat. Okay. Se vede? Da. Așa, vezi, deci tu ai acolo CET, NFT, browser, tu light-ul, aia e treaba noastră, da? Ok, intrăm pe Tulight, sunt aici. Da. Și acum dau finish sau... Depinde de tine, dacă vrei să folosești ca și nu doresc, deschis nu cu el să-și fie și folosit. Acum, important e deci tu pentru unii, dacă tu și folosești când și cauți și de orice, e clar că partea de minare e mult mai interesantă decât să tu continui să folosești Google. Chrome. Ok, dacă dau set... Și atunci set default. Ok. Și selecționezi opțiunea de unde aplicația browser, unde scrie aplicația browser. Da. Și alegi CryptoTab Browser Lite. Da, asta okay, este. Și acum revin apoi, săgeată înapoi. Așa. Mă dau iarăși înapoi. Ok. Și acum dau finish. Și acum dai finish, da.
Bun. Iar de aici? Bun. Apeși pe CryptoTab Dashboard, unde e pătrățelul acela de tubi respectiv. Da. Să... Mă conectez cu Google aici, să înțeleg. Sign up cu Google, da. Imediat. Iar aici? Skip. Ok. Așa. Și acum dai activate, unde scrie acolo. Aici activate. Cloud Boost de desubt de Cloud Boost. Activate cu portocaliu, unde scrie. Da. Activate 300. 300. Da. Aici activate 300 iarăși. Da. Dau slide. Și cam e gata. Și da, început să încarci. Bun, bravo. Bun, deci bun. Acolo mențiunea respectivă, o oră 59, probabil la fiecare interval de 2 ore. Acum, în da. Fiecare vedem. Așa e pe telefon. Cei ce aveți laptop, calculatoare, avantaje mai mari, pentru că merge non-stop atât timp cât... Deci la ora 1 să intru iarăși, iarăși activate, am înțeles. Da, cine cum da. Doriți fiecare, na, așa da. Este pe partea asta. Bine, bravo. Da. Bun, super, gata, mulțumesc frumos. Acum plăcere. Ok, ok, ok. A revenit Mariana, eventual, să vedem. Mariana, înainte să dai partaj de ecran, asigură-te că te-ai conectat cu contul acolo, cum era cu adresa de e-mail și parola. Ca să nu dai partaj de ecran cu parola și adresa de e-mail. Și apoi dai partaj de ecran. Ok, cine mai este pe aici, prin zonă? Mai era cineva între timp, dacă e nevoie? Așa. Dar am văzut că băiatul dinainte, Barbu, avea aplicațiile descărcate pe telefon. Acum doar s-a înscris. El era deja luat link-ul dinainte, l-a avut luat. Deci ne arată că doar o singură persoană am înregistrat. Deci care s-o fi înregistrat, nu știu. Ți-ți arată doar o persoană? Atât. Și a trebuit să dau din nou, că atunci dacă am închis laptopul și nu știu ce s-a întâmplat, am dat chiar să se încarce acolo unde ai dat tu. Da? A luat-o iar de la capăt. Păi eu nu știu mai ce faci, îmi spune acolo. Vrei asta să mai fac un share? Da, dar dă-i, dar la tine, dacă e cu unei, cu cei cu laptopul, că se vede tot în ceață. Laptopul, da. Asta laptopul. E problema, că se vede și în ceață. Dar știi care e treaba, Casian? De când am descărcat aplicația asta pe laptopul, merge mai nașpa laptopul. Da, eu ce v-am zis mai devreme? Dacă... Da, deci mult mai nașpa merge. Eu asta am zis, dacă consider că nu este telefonul, laptopul tău, nu este pentru așa ceva, nu descarci. Tocmai asta am zis. Deci nu, atenție, apropo, nu puneți la oameni că nu țineți cont de ei doar de dragul că se înscrie ei la voi ca să faceți voi nu știu ce bitcoin, că nu, oricum, bitcoinii nu se fac așa, că se înscriu, nu-ți pasă de om, de nimeni și doar că ăla, că uitați, dacă au probleme cu laptop, nu știu ce, le mai stricăm și calculatoarele la oameni. Da? Mare deci, atenție, ridic și eu o da, mare atenționare. Nu. Deci cu cât instalăm aplicații de genul minerit, asta consumă resurse, gen memorie RAM, procesor. Exact. Deci... Ce da. Vede la da, mine? De la început, vedeți? Da? Stai da. Să încarce. Deci, Miha, în cazul tău, încarce. Așa cum a zis de la început cu laptopul, mai bine dezinstalezi, nu te complici, nu te complica, da? Deci folosești cu telefonul, da, e ok. După laptop, da? Folosești doar cu telefonul și atunci de pe laptop intri acolo la secțiune și dezinstalezi. E cel mai bine. Da? Deci n-are rost să te complici. Uite, acum se vede un pic mai bine la tine. Acum se vede ok.
Vezi, am dat chiar aici la maxim, că nu era, era aici la off. Bun, ia lasă un pic aici. Gata, e ok? Da. Bun. Hai să vedem. De ce link-ul ăsta l-am luat? Deci ăsta l-am luat aici, da? Da, deci ai luat link-ul ăsta, ai copiat ăla, landing, da. Link ID, da. Da. Ești CryptoTab. Da, păi acum nu știu. Deci dacă ceilalți nu s-au registrat, trebuie văzut, nu știu cum au făcut ei. Că așa cum am zis, dacă ei eu au zic dat că și... mai întâi să ne înregistrăm pe laptop, apoi deschidem acel light, pentru că prea informațiile din CryptoTab-ul browser ăsta clasic. Da. Eu așa văd chestia asta, că, pentru că dacă facem pe light direct, ăla se uită, mă, unde este? Și ne duce către Max pe telefon. În loc să ne ducă către light. Da. Eu asta am încercat și voi pune contul pe laptop întâi, pe urmă intru pe telefon. Bravo, da. Eu de regulă așa am făcut la început cu toți, cu toate persoanele. Dar da. Și dacă aveați pe laptop, că tu dacă dai, te deschide în browser, de regulă. Da, browser, exact. De asta zic. Și cu telefonul tot în browser te dă. Tot ar trebui să recunoască. Dar asta e curios, de ce te-a trimis, sau nu știu pe cine a trimis, pe Max. Că n-are nicio treabă Max-ul cu Light-ul. Probabil să-și facă ei reclamă. Acum, atenție, care scriau cu Max-ul și nu știu ce, și era să fie cu plată, era ok, că rămâne înregistrate la mine, doar că e cu plată. Asta da, asta. Da, deci ok, facem atunci așa, că avem și feedback-ul respectiv, asigurați-vă că vă registrați care aveți pe laptop mai întâi și apoi mergeți în dublură, în duplicare cu celelalte device-uri, ca să fie mai, uite, acum exact. Aia are blocat de la el. Da, nu are, de exemplu, la 4 giga de RAM cât îi ocupă, dacă își mai pune și un din ăsta de miner, îi da, păi rupe. Gata, a distrus tot. Îi rupe un pic, da. Deci trebuie să-l dezinstalezi, spuneți, nu? Da, păi da. Eu ți-am zis de la început, deja am văzut cum, noi știam noi povestea dinainte cum era. Da. Ei, mi-a făcut mie Cătălin ceva acolo. I-am mai pus și un Bitdefender pe el, dar nu ține de Bitdefender, ține că îi consumă niște... îi consumă ăsta, Windows Defender, îi consumă multe resurse. Chiar dacă eu prind la minim, tot îi papă și are memorie aproape de mații. Da, plus că trebuie ținut cont o chestie, în prezent. Un microfon trebuie oprit. Noile aplicații, tot ce apare, chiar și Google-ul, toate evoluând foarte mult ca și tehnologie, ele mănâncă din ce în ce mai multe resurse. Logic. Exact. Și atunci, dacă noi rămânem cu același telefon, laptop sau ce mai este de ani de zile, cu cât timpul trece, cu atât ne vom da seama, bă, dar de ce merge mai greu? Păi tocmai de aceea că totul evoluează, iar la noi rămânem cu același tip de memorie de ani de zile și nu știu ce. Exact. Deci asta e, n-avem ce face. Lucrurile avansează, de aceea și la, de regulă, ați zis cum sunt, mașina o schimb la, unii o schimbă la 10 ani, la 15 ani, unii la 5 ani, telefoanele iară. Le schimb la 3-4 ani, laptopurile de regulă iară. Depinde medie. Dacă ai super cele mai performante, poți să-ți permiți să le schimbi la 5-6 ani. Dar dacă nu ai super performante, maxim la 2-3 ani nici n-ai ce să le mai ții. Exact. N-ai ce să le mai ții, că uite cum avansează lucrurile. Foarte mult avansează tehnologia asta și n-ai ce face. Nu mai facem față. În ziua de azi n-ai văzut și un simplu Zoom îți mănâncă o grămadă de resurse. Dacă stai să te gândești. Te uiți pe un YouTube în ziua de azi, că dacă te uiți la HD, ultima versiune și eu mai știu ce, 4K și ce mai este, păi ți-o mânca tot, numai că te uiți pe un YouTube. Ai și un pic de rețea și un pic de procesor, RAM. Da, păi aici, ia să văd dacă poți să ieși de aici, la Miha, ca să fie mai simplu, eventual pentru toți ceilalți valabili ce rămâne aici. Deci dau să închid asta aici, este să închide. Am apăsat, nu mai nici să se închidă. Dăm la închide și dăm opțiune dezinstalare. Hai să ieși și de aici din browserul ăsta. Da, și aici mergem click dreapta și mergi la secțiunea, acum cred că la tine tot merge în reluare, dacă vreau să fac, dar trebuie să dar zic, Mia, la ce văd eu aici la tine, e normal să fie nebunie.
Deci numai ce văd chestiile astea, ce este aici la tine. De ce are atâtea semne din astea de Google Chrome și e cu totul altceva? Da. Nu, alea e posibil să ai de link-uri de astea HTML și le salvează cu extensie de Google Chrome. Da. Acum fiecare face cum dorește. Da. Are niște shortcut-uri pe desktop. Da. Uite, am vrut să-i dau click dreapta, vreau să-i fac să-și dezinstaleze programul. Mă să încarce, că încarcă cam greu preluarea. Oricum e și un procesor, mi se pare generația 2 sau 3 de i3 sau i5. Da. Deci, pe mediul ăsta de online, de regulă, la maxim între 3 și 5 ani de zile maxim, schimbați laptop, schimbați calculatoarele, nu le țineți că n-are niciun sens. Doar dacă aveți super performante, da, poate te ține și 7 ani. Personalizare. Vreau să merg aici la setări, să merg acolo să-ți dezinstaleze CryptoTab-ul. Merge în reluare acum. Dar sunt convins că ai și alte aplicații sau ai multe lucruri care probabil nici nu le folosesc sau nu au nicio treabă. Nu, el între timp dacă își mai face update-uri, Windows-ul dacă își mai face update-uri, rupe. Mai ales să ai și un zoom deschis, să mai fac și update-uri. Bitdefender și ăla aș mai trage informații. Da. Deci... Da, acum na, fiecare și cu... De exemplu, dau un exemplu, eu nu folosesc antivirus deloc. Zero antivirus de ani, de zile. Nu am nevoie de antivirus și niciodată n-a fost... N-am început. Probabil aveți firewall-ul activ ăsta de la router. Deci... Așa. De ce mi-am dat seama că antivirusul mai tare obosește laptopul? Nu, chiar dacă scoți tot o să fie. Dacă ne uităm în spate, ce consumă nu Bitdefender-ul, consumă alte... Hai să mergem aici la să dezinstalăm. Catalina, am înțeles că tu ai un Samsung S22 și altă o încălzește când stai atât de mult în Zoom? Nu. Nu, am S22 Ultra, e ăla, ultim. Da, și al meu nu e ultra, că eu am vrut mai mic ca mărime, mă refer, e tot S22, dar încălzește foarte tare când stau în Zoom. Și da, nu știu dacă e normal, am văzut că foarte multe lume li se întâmplă aceeași problemă și aș vrea totuși să-l schimb, înseamnă că, nu știu. Poate e posibil să fie ceva cu acel lot. Eu am avut probleme cu un Samsung, dar S4, o versiune mai veche. Ăla îi schimbam bateria din 6 în 6 luni, ceea ce nu mi se părea ok. Nu, părerea mea, schimbați-l sau dacă mergeți cu el la un centru de ăsta să-l refacă, îl vindeți. Nu, e nou, pot să-l schimb acum. Schimbați-l, mai dați o diferență și luați ceva mai bun. Mai ales dacă este și în garanție, imediat. Mai bun de Samsung, cred că ăsta e ultimul. Nu, mai sunt. Sunt, mai sunt și altele. Sunt și altele. Care? S-e. S-ul este... Miha, apasă tu. Miha, apasă tu acolo unde scrie aplicații pentru site-ul web, merge reluare. Nu știu de ce. Sau dacă nu ai site-ul. Domnul Casian, eu ajut eventual după Zoom. Dacă... Așa, acum unde dau? Și stai să dau din nou, că merge totul decalat, aplicații și caracteristici. Da, stai să așteptăm, numai un pic, aplicații și caracteristici. Apas acum. Mai jos. Așa, și aici trebuie să mergem la aplicații și mergi la CryptoTab. Uite, CryptoTab browser sub Cortana, acolo. Stop, numai un pic, lasă la mine aici. Deci apăs pe aici, pe el. Așa, mai jos. Ia uite, dezinstalare. Este.
Ok, super. Bun. Acum aștept să-l dezinstaleze și este ok. Da, deci așa cum a zis încă de la început, nu instalați dacă nu sunteți sau vedeți calculatorul, poate nu este așa de puternic. În special calculatoare dacă modele mai vechi sau au nou. Da, e modelul acela cu 4 GB de RAM. Deja Windows-ul 10 cere. Eu i-am făcut al meu de la 4, i-am pus la 16. Da, da, da. Cu siguranță și la telefoane e același lucru. Chiar da, dacă sunt, da, Maria, dacă sunt modele mai vechi, cu siguranță o să... Îți dai seama, de la 1 GB de RAM să umpli imediat memoria și îți dă... Îți dă notificări. Așa, hai să așteptăm numai un pic că trebuie, cred că în momentul... A, merge, da? În fond îl dezinstalează. Toate închide. A, trebuie închise, da. Încă o dată dezinstalare, să vedem. Probabil era deschis. Da. Da. Trebuie să-l dea jos. Nu, înseamnă că îi rulează undeva, în fundal. A, Chrome-ul. Nu cumva are în Chrome pornit? Uite. Tabul următor. Ce faci cu el în Chrome? Da, eu știu. Da, bine. Îl păstrează să facă pui. Da. Și acum încă o dată, să vedem. Da, mai are undeva deschis. Bun, asta trebuie eventual să le... Știi ce mai este? Este o chestiune de la calculatorul ei, zic eu. Calculatorul ei tot merge în reluare și când are îți merge tot în reluare, el nu apucă să înregistreze, să-și dea seama că de fapt au fost închise browser-le. Da, mai rămâne agățat. Mai rămâne agățat în fundal și până te duci la serviciu să-l oprești definitiv. Dacă o forțat, nu. Da, oprire nu forțată cu control ce este aia, dar dacă nu dai, restartarea calculatorului din nou și atunci îți dă din nou exact. Și nu mai nimic. Și după aia dai aia. Păi faci tu, Cătălin, dacă nu, pe mai da, departe. Deci, eu. Repetăm încă o dată. Dacă știm că cum stă treaba cu calculatoarele noastre, nu ne complicăm. Folosim telefonul, e cel mai simplu și de acolo dăm pe referal. Cea mai mare posibilitate să minăm Bitcoin este din rețea, nu este din propriul nostru laptop. Sau poți să ai și cel mai mare laptop. Este din rețea sau cumulat cu cei din familie sau... Ce știi tu că ai acolo faci cel mai mare număr de cumulat. Dacă nu, restul este în timp, pe interval de timp. Un an, doi, repetăm, dacă ar fi avut noi de vreo 10 ani de zile de când știm că este asta să fie avut o soluție de genul ăsta, da, era altceva. Dar în rest, nu ne punem noi acum așa, gata, pur și simplu punem tot aici. Că nu avem sere de minat, ar fi fain să avem noi, mai ales cu curentul și ce este acum. Bun, hai că am deviat enorm de mult de la ce eram. Hai să dăm un partaj de ecran repede și oprim aici cu un CryptoBox ce tocmai l-am pus cu ocazia asta totodată să fie aici. Mai era cineva cu partaj de ecran sau deja gata, este super târziu? După laptop l-am dezinstalat și eu, Casian. Ok, acesta este... Mai las. CryptoBox TAY4225D. Păi știți cum stă treaba? Noi vorbim de noua tehnologie și tot ce este. Și noi habar n-avem. Păi nu, dar măcar să avem ustensilele care avem nevoie. Cât de cât și ustensilele, dar nici nu prea știm multe. Păi de-aia suntem aici să învățăm, doar că
blockchain-ul și trebuie să avem și timp, Casiane. De 10 ori X, 100 de ori X, față unii nu știu nici măcar baza legată de calculator normal, așa, și ce mai e pe acolo. Dar mai vorbim de blockchain acum, de sărim 10 clase. Deci a trecut aici boxul acesta, box codul, criptoboxul, TAY4225D, nu distribuim ce sunt aici. Bun. 6. Ați notat și ceilalți, ok? Eu nu-l notez că deja m-a supărat Binance-ul, s-a tare rău de tot. De ce? Nu mă lasă să trec de la faza cu buletinul. Mă tot verifică, mă verifică și mă ține pe loc. Iar mă întoarce înapoi. M-a ținut vreo câteva zile. Pe mine trei ore m-a ținut. Pe mine trei ore m-a ținut. Acum mă programează în termen de 10 zile. Eu am făcut 2 săptămâni de zile. Asta e, se mai întâmplă și e și de la ei altfel. 2 săptămâni de zile, probabil oriceva sau nu e ceva ce nu bate cu ei. 2 săptămâni de zile și cu suportul lor, cu cam 2 ore pe zi chiar, la un moment dat. 2 ore și 3 ore pe zi am avut, nu venea crede. La mine la fel a fost, tot cam vreo 2 săptămâni a durat până mi-a făcut verificare. Toate lucrurile posibile de pe lumea asta le-am făcut. De nu venea crede ce e și repetat. Deci și eu am pățit-o asta. Asta este de la ei. Deci acum cine îl face norocoli, nu le mai trebuie factură nimic, adică cu buletinul, nu ne-a trebuit și factură și nu ne-o lua. Și, aha. Dar la cine nu mai trebuie să mă la mine? Buletinul am prins eu. Păi am prins și buletin și factură. Da, nu. Acum nu mai e cu factură. Foarte bine. Bun. Da, le pune să faci poză la buletin și voi participa alta. Și al nostru pe spate e alb și nu-ți ia poză. Avem. Alba, ai niște cifre dacă ești mai atentă la buletinul nostru. Este ca un fel de X și 0 acolo, sunt niște cifre transparente. Niște cifre, ok, mai e ceva pe tema ce am avut până acum? Oricum, rămâne registrarea, e un pic și mai cu de toate, dar asta este. Ținem aproape ceilalți, sărbători fericite vă doresc tuturor. Mulțumim, mâine avem cripto. Trebuie să fiți neapărat în Zoom, reamintim. Și numai de bine la toți și la toate familiile noastre. Numai bine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Numai bine. Ciao, ciao. Seara bună.